Bine v-am găsit la o nouă ediție, o ediție specială a emisiunii Știi ce zic la Dada TV, un proiect susținut de filiala Prahova Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Ne urmăriți în egală măsură pe Valea Prahovei TV și pe Observatorul PH.ro, partenerii noștri cărora le mulțumim pentru încredere. În seara asta cu atât mai mult, cu cât alături de noi se află și reprezentanta televiziunii VPTV, colega noastră Ioana Zamfir. Ioana, bine revenit! Bine v-am regăsit! Avem, spuneam, o ediție specială, o ediție cu multe, multe emoții, pentru că vom avea și o tragere la sorții care vizează concursul de cultură generală pentru liceeni The Best și nu putea lipsi așadar din platoul nostru și din această ediție specială reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, inspectorul general Ilona Riza, este alături de noi. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Bună și seara. Că ne sunteți parteneri consistent, să spun așa, în organizarea acestui concurs, care mobilizează foarte multe unități de învățământ din județul Prahova și multe resurse. Mulțumesc, în primul rând, pentru invitație, cu mare drag, pentru că este un proiect de suflet, așa, al prahovenilor și reactivarea lui în acest an școlar. Sunt convinsă că este o bucurie pentru toți elevii de liceu și asta s-a văzut prin participarea lor, prin dorința de a se înscrie și prin patosul, patima cu care s-au mobilizat în a desfășura concursul până acum. Și asta nu poate decât să ne bucure. Ioana a fost cea care a nășit, să spunem, concursul ăsta încă de la început, de la prima ediție. Suntem la ediția cu numărul 6. După o pauză. După câțiva ani de pauză, da. Și s-a simțit, le-a lipsit elevilor, tinerilor, dar și profesorilor deopotrivă această competiție care mobilizează cel mai bun elevii și îi pune pe cei mai buni dintre cei mai buni să se întreacă și să vină în fața reflectoarelor, da? Să-și învingă poate uneori timiditatea și să ne demonstreze ce copii talentați sunt și cât de inteligenți sunt atât, și ceea ce e foarte important, că ai ținut de fiecare dată, Ioana, să sublinezi și e important lucrul ăsta, e un concurs în care, iată, cunoștințele lor sunt răsplătite. Adică sunt premii consistente de care vor avea parte la final cei care se vor impune în acea etapă finală. Dar până atunci am avut, trebuie să ne referim și la etapa eliminatorie, s-au înscris 20 de licee. Au fost înscrise inițial 20 de licee, s-au calificat în semifinale 12 echipe. Am avut un baraj în etapa de calificări, am avut un element nou și anume faptul că toți cei care ajungeau la baraj mergeau împreună mai departe, deci nu îi mai delimitam sub nicio la egalitate formă. Perfectă de puncte. Exact, exact. Față de edițiile precedente, exact. Când unde n-a existat acest avantaj, aș putea spune, și iată că în loc de 10 echipe în semifinală, datorită acestui baraj, că ne-am dorit să se întâmple acest lucru, avem 12 echipe în semifinală. Ceea ce este cel mai important și ideea de la care a plecat acest concurs, am spus-o și în ediția trecută, este aceea de a arăta nu numai prahovenilor, noi ne-am dorit să arătăm lumii întregi ce copii inteligenți avem în Prahova, ce profesori implicați și pot spune că de-abia acum începe greu atât pentru noi ca organizatori cât și pentru Inspectoratul Școlar Județean Prahova. Și nu aș putea să închei această frază fără să-i mulțumesc și eu, doamne inspector, și să spun tuturor că am găsit atât de multă deschidere la acest om frumos, cum rar se întâmplă. Profesorii parcă abia așteptau să înceapă competiția. Este o muncă destul de grea și din partea inspectoratului să alcătuiască atât de multe întrebări și să le verifice și să fie corecte atât din punct de vedere al formulării, cât și din punct de vedere al răspunsurilor. Și da, cred că va fi și această ediție, ca și celelalte, o reușită. Ca să-și facă o idee, te rog puțin, ca să-și facă o idee și cei de acasă de ce efort presupune organizarea unei asemenea competiții, dincolo de faptul că trebuie să atragi și sponsori care să dea premiile acelea, dar referindu-ne la aceste întrebări pe care le-am tot adresat în ultimele două săptămâni celor 20 de echipe participante, pentru fiecare rundă am avut câte 60 de întrebări elaborate de inspectorii
din cadrul inspectoratului școlar județean Prahova și au fost câte două runde pe seară, chiar dacă noi extrageam doar 30 de întrebări din cele 60, au fost sute de întrebări formulate cu răspunsuri, cu variante, și asta nu e la îndemâna oricui și le mulțumim și colegilor dumneavoastră pentru maniera în care s-au implicat, așa cum au făcut-o și la edițiile precedente, dar parcă acum cu încă și mai mult entuziasm, exact. Pentru că unii dintre ei sunt convins că de-abia așteptau să avem din nou concursul de best, care e o provocare în egală măsură pentru elevi, dar și pentru profesori. Iar și pentru cei coordonatori și pentru inspectori. Da, da. Iar ceea ce privește pe profesorii care coordonează echipele, am ținut și în cadrul emisiunilor deja desfășurate, în cadrul etapelor eliminatorii, dar și acum să le mulțumesc, pentru că își alocă timp, de multe ori din timpul liber, fără îndoială, pentru a îi coordona pe acești tineri, pentru a-i sprijini să dea ce au mai bun cu ocazia concursului. Da, ca parteneri, nu, în acest proiect, nu a fost doar obligația noastră să alcătuim aceste întrebări, ci mai degrabă o provocare și o plăcere în același timp, pentru că ne-am străduit să găsim, nu știu, să căutăm așa în mintea copiilor aspecte care vizează cultura generală, dar și cultura de specialitate, pentru că noi mergem și pe anumite discipline, în fond. Ele împreună creează cultura generală, dar dacă o luăm separat, limba și literatura română, matematică și așa mai departe, noi vorbim de o cultură de specialitate. Tocmai de aceea, deci nu a fost nimic dificil, ba din contră, o activitate plăcută, provocatoare și pentru noi cei care am elaborat întrebările. Iar ce se întâmplă în școli este o emulație, nu știu dacă s-a resimțit așa în momentul în care au venit copiii în concurs, dar vă spun ce se întâmplă în școală, adică există, s-au organizat la nivelul școlilor, un profesor este coordonatorul echipei, au selectat copiii care unii să fie buni la disciplinele umaniste, altele la disciplinele de profil real. Există strategii, să existe un echilibru, da? El e bun la matematică și fizică, celălalt e bun la română, celălalt la istorie, așa, și de acolo, de la acel coordonator, toată activitatea se răsfrânge asupra profesorilor care predau acele discipline. Adică elevii trec așa la o pregătire suplimentară și pe la profesorul de geografie și pe la profesorul de istorie și li se recomandă așa o bibliografie minimă. Ei citesc pe apucate. Vă dați seama că informațiile, întrebările sunt diverse. E greu să le cuprinzi pe toate. Însă eu cred că acesta este cel mai mare câștig pentru copiii participanți la acest concurs. Că ei citesc suplimentar în această perioadă, se documentează și dacă nu citesc, caută pe internet, că sursele de informare sunt diverse, și cred că din acest punct de vedere toți sunt câștigători. Mi-a spune că sunt câștigători și cei care îi susțin, prietenilor, colegilor, pentru că vrând nevrând află și răspunsuri la unele întrebări care ar fi lăsat, poate i-ar fi pus pe gânduri. E o provocare și pentru cei care se uită de acasă în calitate de simpli spectatori, pentru că și noi ne mai testăm cunoștințele de cultură generală cu această ocazie și inevitabil mai aflăm cât un lucru nou. Și asta nu poate decât să ne bucure, pentru că asta o experiență constituie și sarea și bipelul acestui concurs. Dar vă mulțumim că ne-ați introdus așa și în culisele, pentru că noi nu știam exact ceea ce se întâmplă în școli. Acum aflăm că, de fapt, e implicat o întreagă echipă și nu doar profesorul coordonator, ci toți profesorii, într-un fel sau într-altul, cu toții dorindu-și ca liceul pe care îl reprezintă colegiul din care selecționată echipa să ajungă cât mai departe și să facă o impresie cât mai bună, pentru că în fond nu te văd doar colegii, ci te vede tot județul și ce tot județul, că te văd și de peste hotare, migrația online-ului, așa încât competiția asta alta e surpriza, să știi, anul acesta, iarăși un lucru nou. Am dorit să dăm posibilitatea liceenilor, celor care participă, să aibă și părticica lor de contribuție în acest proiect. Și astfel i-am rugat,
fiecare echipă în parte a fost rugată să-și facă propriul film de prezentare. Acum ne referim la cei care s-au calificat în semifinală. La cei care s-au calificat, da? La cele 12 echipe în semifinală. Eu aș fi vrut toți să ajungă în semifinală și finală, dar asta e o competiție și, na, din păcate, cineva trebuie să piardă. I-am rugat să-și facă filmulețele de prezentare din următorul motiv. Odată pentru a le da posibilitatea să aibă partea lor de contribuție în acest proiect, să simtă că fac parte din acest proiect și că muncesc și ei alături de noi pentru acest proiect, hai să se filmeze cum știu ei. E o experiență nouă, cred, și pentru ei. Poate mulți dintre ei nu au știut cum se realizează un filmuleț de prezentare. Și dincolo de acest aspect, am primit de la ei niște filmulețe foarte frumoase, foarte naturale, fără niciun fel de efecte și curate. Le-am mai ajustat noi pe aici, pe acolo, pe care am considerat că este necesar, dar atât de frumoasă a fost implicarea lor, cum s-au filmat ei fiecare în parte și au spus câteva lucruri despre ei, după care au făcut mesajul de echipă. Aceste filmulețe vor fi și ele jurizate, nu de domnii inspectori și domnii profesori, ci de specialiști. Specialiști în rețelele de socializare, internet. Colegilor, părinți, familie vor găsi aceste filmulețe pe pagina de Facebook The Best, unde vor putea să acorde like-uri pe care noi le considerăm voturi echipei pe care o susțin. Foarte important este că aceste filmulețe vor fi urcate simultan după cea de-a doua semifinală și atunci toată lumea va avea drepturi egale. Nimeni nu va avea filmulețul pus cu o zi înainte, cu două sau altfel. Ele vor fi disponibile în același timp, toate, astfel încât să aibă timp de vot. Toată lumea să aibă aceleași șanse, da? Echipa care va întruni cel mai mare număr de like-uri va fi declarată câștigătoarea premiului de popularitate. Dacă vorbim de premii, vorbim de premii, care îi va fi acordat galeriei. Da, sigur că da, cea mai spectaculoasă galerie am numit-o noi, aceasta o vom afla în sală în funcție de implicarea galeriei respective, în funcție de elementele cu care vor veni galeriile, atunci vom stabili cea mai spectaculoasă galerie care, da, va fi și ea premiată și va mai exista și un premiu pentru cel mai frumos moment artistic, pe care îl vom găsi tot pe pagina de Facebook după cea de-a doua semifinală. Deci, cei care doresc să-și susțină echipa, și mă adresez acum liceenilor, părinților lor și prietenilor și așa mai departe, vor avea posibilitatea odată să voteze liceul respectiv pentru filmulețul de prezentare, pentru premiul de popularitate, dar vor avea posibilitatea să voteze și cel mai frumos moment artistic. Și atunci, pe pagina de Facebook The Best, acolo puteți să acordați like-urile voastre echipei pe care o susțineți. Și atunci nu vorbim doar de o testare a cunoștințelor de cultură în generală, ci vorbim și de creativitate, de talent, de înclinații artistice pe care acest concurs le pune în valoare. Și dincolo de toate astea, de spiritul de echipă pe care sunt convins că îl dezvoltă, exact. Și inclusiv relațiile dintre profesori și elevii au doar de câștigate, îmi imaginez, pentru că atunci când ai un obiectiv comun și îți unești forțele, ești coleg cu celălalt și e foarte important și lucrul ăsta. Și ceea ce am vrut să le transmit tuturor, chiar și celor care n-au mers mai departe, n-au ajuns în faza semifinală unde și-ar fi dorit, e că e foarte important să rețină ce au câștigat de pe urma unei asemenea experiențe. Faptul că au venit într-un studio de televiziune. Că așa este o particularitate a acestui concurs, că sunt transmise în direct toate etapele. Și o provocare inclusiv pentru adulți, așa că pentru un tânăr care are ocazia să vină, să vorbească, să apară în direct la televiziune la vârsta asta, e deja un punct câștigat. Pe viitor va fi mai ușor să repete o experiență de genul ăsta. Să vorbească în fața unui public mai mult sau mai puțin numeros, să-și exprime ideile așa cum se cuvine și chiar și înfrângerile, să spunem, se pot transforma în victorii câte vreme înveți din lecțiile acestea. Și după cum
spun cei care organizează olimpiadele, dacă ai câștigat, trebuie să continui, iar dacă ai pierdut, cu atât mai mult trebuie să perseverezi până când vei deveni la rândul tău un campion. Și sunt convins că unii dintre cei care au ratat calificarea în semifinale anul acesta se vor întoarce cu și mai multă energie și cu mai multă ambiție anul viitor. Noi tot vorbim despre semifinale, dar ar fi poate util să și menționăm care sunt echipele care s-au calificat în semifinale. Așadar, din cele 20 care s-au prezentat în startul competiției, au rămas 12. Sunt și din Ploiești și din alte localități ale județului, fără îndoială. Colegiul de artă Carmen Silva din Ploiești, Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino Băicoi, Colegiul Național Alexandru Ancuza din Ploiești și Colegiul Spiru Haret din Ploiești, Liceul Teoretic Brâncoveanu Vodă din Urlați și Colegiul Economic Virgil Magiaru din Ploiești, Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești și Liceul Teoretic Azuga, Colegiul Național Ile Caragiale Ploiești, Colegiul Național Nicolae Grigorescu din Câmpina, Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Ploiești și Colegiul Mihail Cantacuzino din Sinaia sunt unitățile de învățământ ale căror echipe au rămas în competiția pentru titlul The Best. Și sunt convins că acum emoțiile vor fi încă și mai mari pentru că sunt cu un pas mai aproape de finala, de finala competiției. Să le spunem câteva cuvinte, Ioana, și despre cum se va desfășura această fază a semifinalelor. Vom avea două zile de semifinale. Vom avea două zile de semifinale. Prima semifinală va fi în data de 4 a 11-a. Se va desfășura în sala Europa a Consiliului Județean Prahova. Adică sâmbătă. Mulțumim pentru cei care se uită în direct acum. Mulțumim și Consiliului Județean pentru parteneriat. Competiția va începe la ora 10, însă rugămintea mea este ca toată lumea să vină mai devreme ca să ne putem organiza un pic cu galeriile. Deci echipele vor veni împreună cu galeriile, foarte important, la semifinale așteptăm galeriile. Fiind o diferență majoră între etapa aceea eliminatorie în care au venit doar echipele. Acolo au venit aici doar vor echipele. Avea suportul galeriilor, atmosfera va fi cu totul și cu totul și să pregătesc temeinic, să știi că am aflat din culise cum își pregătesc momentele, dar o să vedem ce o să se întâmple acolo. Deci, așa cum spuneam, competiția va începe la ora 10, prima grupă, să-i spunem, din prima semifinală. Se vor întrece în această grupă trei echipe, una singură va merge mai departe. A doua grupă va da startul competiției la ora 13, da? Vor fi alte trei echipe care se vor întrece, una singură va merge mai departe. Următoarea semifinală va fi în data de 11, în aceleași condiții, ora 10 prima serie, ora 13 seria următoare. Nu știm, în acest moment nu știm cine cu cine, dar doamna inspector ne va ajuta să aflăm, că și noi suntem curioși cine cu cine va pica în semifinală. Și momentele artistice vor fi prezentate în cele două semifinale. Momentul artistic se jurizează doar cel prezentat în semifinale. E foarte important de precizat acest lucru, pentru că foarte mulți m-au întrebat dacă cele două momente sunt jurizate. Nu, va fi jurizat un singur moment artistic, cel din semifinală. Cel din finală, că eu i-am rugat să vină cu două momente artistice, în ideea în care semifinala va fi un spectacol frumos pentru toată lumea și e păcat cu atâtea talente artistice pe care le avem în aceste licee să nu le prezentăm în fața publicului. Și atunci momentul din finală nu se jurizează, doar cel prezentat în semifinală. În semifinala 1 sau în semifinala 2, depinde fiecare în care dintre semifinale va pica. E important de precizat acest lucru. Cred că emoțiile sunt foarte mari acum pentru echipele care s-au calificat, pentru susținătorii acestor echipe. Avem așadar o urnă pregătită, avem și 12 echipe care abia așteaptă să afle care le vor fi adversarii și avem deja calendarul competiției pe 4, da, noiembrie, prima semifinală, în care se vor confrunta în două serii câte trei echipe, da? Pentru cât un singur loc în finală. Mai trebuie menționat că dacă vom avea egalitate de puncte de această dată, vom avea întrebări de baraj, astfel încât o singură echipă din trei va merge mai departe. Exact. Și vom avea două echipe care pe 4 noiembrie își vor câștiga dreptul locul în finală și alte două care o săptămână mai târziu, tot în transmisiune directă, vor lupta pentru celelalte două locuri din finală.
Asta înseamnă că în finală vor fi 4 echipe. Finala va fi pe 25 noiembrie. Și o singură echipă din cele 4 va fi declarată de best, iar câștigătorii vor avea parte de multe, multe surprize frumoase. Toate cele 4 echipe vor fi premiate, adică e important să ajungeți în finală. Asta și grație partenerilor numeroși care au venit alături de noi în acest proiect, adică alături de organizatori. Menționez încă o dată organizatorii, Valea Prahovei TV și Inspectoratul Școlar Județean Prahova, alături de Dada Media. Ne-am unit forțele anul ăsta să facem o ediție de neuitat pentru cei care s-au înscris, dar n-am fi putut face nimic fără partenerii noștri. Sunt unii parteneri vechi care au fost poate chiar și de la prima ediție alături de concursul de best, dar și alții care s-au alăturat acum. Da, și alții care ne-au descoperit acum sau ne descoperă în următoarea perioadă și ne bucurăm că am găsit susținere în comunitatea prahoveană pentru acești copii minunați. Noi am plecat de la ideea că educația, așa cum spunea și Nelson Mandela, este cea mai puternică armă cu care poți să schimbi lumea. Și mi-a plăcut ceea ce a spus acest domn minunat și cred cu tărie că investind în educația acestor tineri, dându-le ocazia să participe în astfel de proiecte și nu numai, că sunt convinsă că liceele împreună cu inspectoratul au multe alte activități menite să-i stimuleze pe acești copii minunați, dar cred că oferindu-le posibilitatea să participe în astfel de proiecte, le dăm încredere în cunoștințele lor, în modul lor de a vedea lucrurile. Liceul este cea mai frumoasă perioadă. În liceu se leagă prietenii, se sculptează pasiuni în liceu și profesorii, din punctul meu de vedere, din momentul ăla încep să fie ca niște ghizi pentru copii. Și e important ca în astfel de proiecte să întâlnească atât inspectoratul cât și oameni care le susțin această implicare, iar sponsorii noștri sunt acei oameni care susțin activitatea comunității în general, că nu numai acest proiect, sunt convinsă că sponsorii pe care noi avem alături sunt implicați și în alte proiecte și nu vă ascund faptul că am primit propuneri ca acest proiect de best să-l dezvoltăm la nivel național. Nu știu dacă vom face treaba asta, e destul de greu să faci treaba asta, dar oamenii își doresc acest lucru și ne bucurăm împreună și noi și inspectoratul și voi Dada TV că acest proiect a prins contur și că este la nivelul acesta și sperăm ca parcursul lui să fie cât mai lung. Sigur că asta ne dorim cu toții. Aveți cunoștință să mai există un concurs de genul acesta la nivel național? Adică în alt județ? Nu mai e, spun eu sigur. Cu asemenea învergură? Nu mai e. Nu am auzit, n-am văzut nicăieri promovat ceva în sensul acesta. Deci, încă o dată, Prahova este unică, nu? Când vorbim de fapte bune, de lucruri minunate care se întâmplă aici. Da, și asta chiar ne bucură. Da, dacă ar fi să găsiți ce-l particularizează, din perspectiva dumneavoastră, acest concurs de altele, care există și în Prahova, și în țară, ce credeți că are diferit de best, de mobilizează așa multă lume? În primul rând vorbim de un partener media. Este cu totul altceva. Doi parteneri media. Doi parteneri media, exact. Deci partener e altceva. Altceva cu doi. Una este să aduci niște echipe într-un loc și să desfășori tu, inspectorat școlar, care coordonezi activitatea lor și pe școlile vii. Și alta este să vadă copilul un alt mediu, o altă formă de organizare. Implicarea aceasta cu galeria, adică proiectul în sine este inedit și partea artistică pe care nu o scoatem din școală și o promovăm la nivelul județului și în spațiul jurnalistic și partea artistică și galeria însemnând ceilalți din școală, da? O bună parte dintre colegii concurenților și ei implicați. Deci cred că de aici ineditul acestui concurs. Cred că ați punctat foarte bine. Pe de o parte vorbim de o audiență numeroasă, da, siguranță, da. Dar și de faptul că ajung în lumina reflectoarelor copiii talentați și că sunt implicați cu toții. Da. Că e foarte important să ai o implicare cât mai mare și sunt foarte mulți actorii care joacă în piesa asta.
ceea ce explică și succesul ei. Apropo de parteneri media, că noi suntem doi parteneri media implicați în acest proiect, trebuie să amintim că atât semifinalele cât și finala vor fi transmise live pe Valea Prahovei TV și acolo toată lumea poate să vadă exact ce se întâmplă în momentul acela în sală. Și ceea ce se întâmplă și cu tragerea aceasta la sorți, că e transmisă direct și pe Valea Prahovei TV și pe Observatorul PH.ro, dar după o scurtă pauză de publicitate. Și atunci chiar promitem să efectuăm tragerea la sorți și să aflăm, și noi suntem nerăbdători, care vor fi echipele care se vor confrunta în fiecare dintre semifinale pentru un loc în marea finală a concursului de cultură generală The Best. Ca să ai grijă de cei dragi, trebuie să ai grijă în primul rând de tine. De aceea îți suntem alături cu Profi Senior, prin care ai o ofertă specială de împrumut și un pachet medical gratuit la Medicover. Sună la 021 275 7575 și întreabă de Profi Senior. Provident, împreună rezolvăm mai ușor. Te duci cam des la baie. Ai să ne dai o veste? Nu, am stat în frig. Urinez des și usturim. Dar nu e de la frig, e de la bacterii. Ia Uractiv Forte. Uractiv Forte ameliorează senzația de disconfort urinar printr-o formulă concentrată și eficientă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Să mulțumim neprevăzutului că planurile voastre au ajuns să se împlinească la Sfântul Așteaptă. Scuze, dar Cucu, ți-a sunat ceasul. Domnul iCredit. Sună acum la steluță 7171 sau intră pe iCredit.ro. Ai credit rapid până la 10.000 de lei. Suntem împreună. Acasă. În trafic. La serviciu. La picnic. Și în concediu ascultă muzică de calitate la noul post de radio, Disco Mix. Radio Disco Mix se recepționează în toate localitățile din România și în diaspora. Este necesar să aveți internet pe telefon și o boxă Bluetooth, computer, tabletă, smartphone, smart TV sau radio digital. Află mai multe despre Radio Disco Mix la adresa discomix.ro. Radio Disco Mix, muzică de calitate. Inteligență, emoție, implicare, ambiție, dar mai ales bucurie. Echipe pregătite, profesori emoționați și premii spectaculoase. Televiziunea Valea Prahovei împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Dada Media prezintă The Best. Concursul de cultură generală pentru liceenii prahoveni. The Best. E pentru toți cei care cred în viitorul acestor tineri minunați. Din 15 octombrie la VPTV și Dada TV. Sponsorii competiției: Ainova Group, Prahova Value Center, Best România, Digi, Cristin, Platinum Dent, UPG, Winmarkt Ploiești, Compet Ploiești, Fax Media Consulting, Ploiești Capitala Tineretului, Fundația Comunitară Prahova, Terra Verde, AFI Ploiești, Cofetăria Le Bonbon, Ferruccio Construct. Dacă te numeri printre cei care apreciază televiziunea Disco Mix, te rugăm, spune-le și prietenilor tăi despre noi. Și nu uita, muzica de calitate o regăsești și la Radio Disco Mix pe internet la adresa discomix.ro. Află mai multe despre Radio Disco Mix la adresa discomix.ro. Disco Mix este un radio digital. Radio Disco Mix, muzică de calitate.
revenim așadar în platoul Dada TV pentru a vorbi despre concursul de cultură generală pentru liceeni The Best, cu siguranță cel mai popular concurs de acest gen, transmis în direct de Valea Prahovei TV și de Dada TV. Alături de mine în platou, pentru tragerea la sorți a locurilor din semifinalele competiției, se află Ioana Zamfir din partea televiziunii VPTV și din partea Inspectoratului Școlar General, Inspectorul General Ilona Liza. Revenim așadar la ceea ce așteaptă, sunt sigur, toți cei care sunt în fața micilor ecrane acum și mai ales cei care sunt implicați, dar eu sunt convins că și aceia care nu mai sunt în competiție sunt tare curios să afle cam cum vor arăta semifinalele competiției The Best. Și nu vom putea ști decât după ce vom trage la sorții echipele. Am tot amânat momentul ăsta, dar cred că nu mai putem să o facem. Cu multă emoție vom trece la ceea ce trebuie făcut. Și anume vom extrage pe rând câte trei bilete. Și așa vom afla care sunt participantele din prima rundă a primei semifinale, apoi alte trei licee, colegii din județul Prahova, da, care se vor confrunta în a doua rundă din prima semifinală pentru un loc în marea finală și tot așa până când vom epuiza toate cele 12 echipe înscrise în competiție. Vor rămâne la final doar 4 în finală, dar până acolo mai sunt multe, zeci, sute de întrebări la care vor avea de răspuns echipele participante. Multe momente artistice, multe momente pline pentru galeriile care le vor susține și de asemenea pentru cei care vor urmări de acasă întrecerea. O întrecere găzduită din această fază de Sala Europa a Palatului Administrativ din Ploiești, grație Consiliului Județean Prahova, care ne este partener alături de multe alte entități care au decis să se implice în acest concurs de cultură generală. Sper că sunteți pregătită. E o mare responsabilitate asta. Eu am venit cu sufletul deschis, dar acum începe să mi se strângă din ce în ce mai mult. Căci nu se știe... Mă tem de reacțiile, da? După ce voi face extragerea aceasta, nu știu ce va ieși pentru că cine va fi mâna norocoasă și pentru cine nu va fi o mână norocoasă. Dar asta este, îmi asum, știți, că în orice situație și mai ales într-o funcție de conducere trebuie să-ți asumi totul, inclusiv... Asta e prima condiție. Da, asumarea. Dar și dacă este bine să știți că noi am fost. E meritul nostru, e meritul nostru. Dacă se întâmplă ceva, e vina inspectoratului. Le împărțim. Fără îndoială, indiferent de ce... Sau, știți cum obișnuiește românul să spună, dacă are succes, îi se datorează. Dacă are eșec... asta este, n-am avut noroc. Atât s-a putut. Da. Dar nu e de vină. Eu sunt convins că se poate cu foarte mult și că indiferent de care vor fi adversare, echipele care sunt foarte bine pregătite vor merge mai departe. Pentru că e un concurs care are la bază cunoștințe, nu neapărat de cultură generală, acum ca să fim foarte... foarte exact, toate subiectele sunt decupate din programa școlară, adică ar trebui să cunoască răspunsul cineva care a parcurs toată materia. Evident, pe fondul emoțiilor, uneori îți e mai greu să te... Dar, dincolo de toate astea, avem o echipă și dacă cineva nu știe răspunsul, s-ar putea ca altcineva din echipă să fie capabil să îți dea un indiciu care să te ajute. Eu sunt convins că se vor descurca foarte, foarte bine și cumva diferența o vor face doar câteva întrebări și poate ceva emoții. Da. Da. Dacă tot am vorbit de emoții. Da, eu mă tot uit la acest bol. Eu sunt pregătit să-mi notez echipele care vor participa la prima rundă din 4 noiembrie. În 4 noiembrie vom avea două runde, da, cu trei echipe. În prima rundă de la ora 10, ca să specificăm. Deci pe 4 noiembrie de la ora 10 vom avea următoarele trei echipe, dar le vom afla rând pe rând. Pe măsură ce veți extrage câte un astfel de bilet. Dacă e toată lumea pregătită. Atunci cu stânga să fie. Mai amestecăm puțin, da? Și să fie... Să fie... Un bilet. Să vedem ce bilet este. Îl puteți desface
Vă și uitați pe el ca să știți să ne spuneți sau vedem acolo pe Micule. Sper că se vede. Colegiul de artă Carmen Silva Ploiești. Așadar, colegiul de artă. Foarte norocoși au fost primii și în calificări au picat primii. Carmen Silva din Ploiești, se va întâlni să vedem cu cine. Cu alte două echipe. Avem a doua echipă, da? Da. Nu mă uit. Nu. Nici telespectatorii nu sunt. Cred că nici copiii de emoție. Colegiul Național Mihai Viteazu. Oh. Colegiul Național Mihai Viteazu din Ploiești. Este a doua echipă participantă, dar și mai avem nevoie de o echipă pentru prima rundă din semifinale. Sunt trei echipe care se vor lupta pentru un singur loc în marea finală a concursului de cultură generală de vest. Și a treia echipă este... imediat. Colegiul Economic Virgil Magiaru Ploiești. Colegiul Economic Virgil Magiaru din Ploiești. Așadar, trei echipe din Ploiești în prima rundă din semifinală, sâmbătă 4 noiembrie de la ora 10. Acesta e tabloul primei runde. Va fi o luptă strânsă, sunt convins. Da, da. La fel cum vor fi și următoarele, cum va fi și cea de-a doua rundă din prima semifinală, care va începe la ora 13. De la ora 13. Să ne pregătim pentru o nouă rundă și să aflăm. Puțin suspans, nu strică niciodată, mai ales când e vorba de un concurs. Așadar... în runda a doua, prima echipă extrasă este... Colegiul Național Nicolae Grigorescu Câmpina. Iată, o echipă din afara Ploieștiului, liceu prestigios. Nicolae Grigorescu din Câmpina. Prima echipă din runda a doua. Să vedem care îi vor fi adversarii. Mai avem nevoie de două echipe ca să completăm tabloul primei semifinale. Practic. Eu am extras. Cea de-a doua echipă este Colegiul Național Ile Caragiale Ploiești. Ce confruntare! Colegiul Național Ile Caragiale din Ploiești cu Colegiul Național Nicolae Grigorescu din Câmpina și cu, vom mai avea o tracere, o echipă extrasă. Cea de-a treia echipă este? Liceul Teoretic Azuga. Liceul Teoretic din Azuga. Luptă strânsă. Luptă strânsă, da. Așadar, știm tabloul primei zile. Să recapitulăm. De la ora 10 pe 4 noiembrie se vor confrunta pentru un loc în marea finală Colegiul Carmen Silva din Ploiești, Colegiul Național Mihai Viteazul, de asemenea din Ploiești, și Colegiul Economic Virgil Magiaru. Pentru că de la ora 13 să avem Colegiul Național Nicolae Grigorescu din Câmpina față în față cu Colegiul Național Ile Caragiale din Ploiești și cu Liceul Teoretic din Azuga. Aceasta e doar prima semifinală, pentru că, evident, o săptămână mai târziu, pe 11 noiembrie, vom avea de la ora 10 alte 3 echipe. Care sunt? Dintre care va rămâne una singură în finală. Sunt convins că vor fi vii discuții după această tragere la sorți. Așadar, prima echipă pentru a doua semifinală. Liceul Teoretic Brâncoveanu Vodă, Urlați. Brâncoveanu Vodă din Urlați. Care va avea de-a face cu alte două echipe. Să vedem cine... se va întrece cu Liceul Teoretic Brâncoveanu Vodă din Urlați. Este vorba despre... Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino din Băicoi. Constantin Cantacuzino din Băicoi. Este a doua echipă din prima rundă a celei de-a doua semifinale. Și cea de-a treia echipă, cea care completează runda de la ora 10. Este Colegiul Național Pedagogic Regina Maria din Ploiești.
Colegiul Național Pedagogic Regina Maria din Ploiești. Încet, încet aflăm tot ce trebuie să știm despre semifinale. Sigur că mai rămân multe, multe surprize. Și ultimele trei. Și ultimele trei. Ultimele sunt cele care au rămas. Cred că nu mai contează. Sunt cele care au rămas, așa că vom afla imediat care sunt acestea. Așadar, Colegiul Spiru Haret Ploiești. Spiru Haret. Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza Ploiești. Alexandru Ioan Cuza. Și Colegiul Mihail Cantacuzino Sinaia. Iarăși o confruntare puternică. Da. Cantacuzino din Sinaia. De la ora 13 în cea de-a doua semifinală. Cum comentați rezultatul tragerii la sorți? Eu cred că oricum ar fi e complicat exact, pentru toată lumea. Oricum ar fi este complicat. Nu cred că există grupă ușoară. Sunt echilibrate, da. Da, nu există nicio grupă ușoară, nu. Nu putem să spunem că e ușor, când e vorba de copii, nu știm niciodată ce resurse au ei. Fără îndoială. Și o spun și rezultatele edițiilor precedente. Exact. Da, ultima ediție a fost câștigată de Spiru Haret și au avut o prestație, din punctul meu de vedere, senzațională. Copiii foarte pregătiți și s-au luptat cu marile colegii. Au fost ambițioși. O vor face și încă o dată, pentru că cu siguranță da. Iar în calificări aduce aminte de echipa de la Azuga, care a avut o prestație în calificări foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Au făcut un număr de puncte mare. Nu mi-aduc aminte câte, dar știu că au făcut un număr destul de mare de puncte. Felicitări! No, sunt echilibrate și sigur va fi o luptă strânsă. Va fi, da. Va fi. Aș recapitula cea de-a doua semifinală. Așadar, de la ora 10, Liceul Teoretic Brâncoveanu Vodă din Urlați, Liceul Teoretic Constantin Cantacuzino din Tehnologic. Tehnologic. Constantin Cantacuzino din Băicoi și Colegiul Național Pedagogic. Național Pedagogic Regina Maria din Ploiești. Pentru că de la ora 13 se avem pe cei de la Spiru Haret, care trebuie să lupte pentru a-și apăra titlul cucerit acum câțiva ani, da? Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Ploiești și Colegiul Național Mihail Cantacuzino din Sinaia. Chiar o grupă echilibrată. Da, da, da. Orgolii, dar sensul bun, sunt în toate echipele, am convingerea asta, din toate grupele, pentru că fiecare are mândria asta că liceul lui e cel mai bun. Eu cred că forma cea mai clară de manifestare a orgoliului o să o vedem la galerie. Cu siguranță. Cu siguranță acolo este dovada clară. Acolo vom vedea și vom auzi. Că sunt orgolii mari în joc și știm din edițiile precedente au fost copii care au plâns la finală, unii de bucurie, alții de tristețe, dar emoțiile și implicarea lor a fost la cote înalte la fiecare ediție. Tot anul ăsta e important de precizat încă un element nou. Am venit așa cu niște elemente noi anul ăsta față de edițiile trecute, pentru că ne dorim să-i creștem valoarea acestui proiect prin elemente noi, prin oameni care se implică alături de noi și așa mai departe. Spuneam de un element nou, este acela că echipele vor fi susținute dincolo de părinți, prieteni, colegi și așa mai departe și de foști concurenți. Echipele care vor ajunge în finală vor avea mesaje de la foști concurenți The Best, care le transmit din experiența lor, le țin pumnii să câștige și cred eu că este motivant pentru orice echipă să audă că cineva înaintea lor a mai trecut pe strada asta și unii au câștigat, alții au fost doar finaliști, dar cu siguranță în această competiție nu există perdanți. Toată lumea câștigă, toată lumea pleacă cu o experiență frumoasă și cu sentimentul că merită să noi cu sentimentul că merită să investim în astfel de proiecte, iar ei cu sentimentul că toate eforturile lor sunt răsplătite și apreciate. Da, așa este și ne bucurăm că se desfășoară în această formulă. Și sunt convinsă că va fi un succes. Dar lupta abia începe. Da, exact. Fără îndoială, Iona, ce ar mai trebui să știe echipele care au aflat acum calendarul?
etapelor viitoare. Cele care se pregătesc deja pentru săptămâna viitoare. Mai sunt câteva zile, deci le pot spune dincolo de pregătirea pe care cu siguranță n-au întrerupt-o, a fost continuă din etapa de calificări și va continua până în semifinale. Aș dori să fie ca și prezență atât echipele cât și galeriile, cel puțin cu o oră și ceva înainte ca să putem să ne organizăm acolo. Gândiți-vă că sunt totuși trei echipe care vor veni cu galerii de 30-40 de liceeni și ne trebuie un pic de timp pentru organizare. Ne dorim să știe că alături de ei vor veni și niște personaje, personalități care vor dori să-și prezinte un moment frumos pentru ei și e important. Și îmi doresc foarte tare să fie ei, să lase emoțiile, să le ia decât pe cele constructive, pe celelalte să le lase la ușă, le țin eu și eu să le returnez la finalul competiției. Le doresc tuturor succes și mi-ar fi plăcut să fie toată lumea în finală, dar nu se poate. Ca atare așteptăm semifinaliștii să lupte până la capăt și cel mai bun să câștige. Aici referindu-ne strict la echipele care participă, răspund întrebărilor, da, merg mai departe. Da. Mai avem însă, să amintim, chiar dacă am spus în prima parte a emisiunii, avem momentele artistice, care și ele se vor bucura de aprecierea publicului, n-am nicio îndoială. Avem o competiție a galeriilor, unde se vor remarca cei care sunt cei mai inventivi, cei mai entuziaști. Da, da. Efervescența va fi premiată de data aceasta. Și de asemenea avem acea competiție a materialelor de prezentare, realizate în mare măsură de către elevi, un pic ajustate de echipa tehnică de la PPTV, și care vor fi ierarhizate în funcție de numărul de voturi, respectiv like-uri pe care de pe pagina de Facebook le obțin. De pe pagina și momentele artistice tot acolo vor putea fi jurizate. Deci și momentele artistice și premiul de popularitate, da, vor fi jurizate pe pagina de Facebook. Am ales acest mod de jurizare, poate nu e chiar corect un mod de jurizare, dar e... Ei sunt familiarizați cu acea platformă și atunci cred că le e foarte ușor să dea un like pe echipa pe care vor să o susțină sau pe momentul artistic pe care îl apreciază cel mai mult. Și oricum vorbim de niște concursuri de popularitate, chiar și cu cel artistic, da. Până la urmă publicul trebuie să te aprecieze. Da, da. Sunt cu totul și cu totul alte criterii decât în cazul concursului efectiv, acolo unde... Nu prea mai e tocmeala, acolo sunt clare răspunsurile, întrebările și variantele corecte de răspuns. Altă noutate față de etapa eliminatorie va fi că inspectoratul școlar va fi reprezentat fizic în sala de competiții. Dacă până acum am avut doar întrebările formulate de către inspectorii de specialitate, de această dată și reprezentanți a inspectoratului vor fi prezenți acolo în calitate de membri ai juriului și vor fi cei care vor gira ca totul să se desfășoare conform regulamentului și în spiritul competiției corecte. Sigur, vom fi prezenți pentru că ne face plăcere să simțim așa și să nu știu, să vibrăm odată cu elevii, da, la emoțiile lor, la entuziasmul lor, la dezamăgirile lor. Noi suntem obișnuiți de altfel, pentru că trăim printre ei, trăim cu ei în școli și nu obosim niciodată și nici nu îmbătrânim niciodată. Genul acesta de competiție care implică și multă emoție și ieșirea din zona de confort, cum se spune, poate pentru mulți dintre participanți, o astfel de competiție îi pregătește și pentru examenele cu care se vor confrunta categoric, în viață? Categoric, categoric. Îi pregătește și pentru examenul de bacalaureat. Pentru că acolo, fiind întrebări din programa școlară pe disciplinele respective, evident că înseamnă o pregătire și pentru examen. O recapitulare a cunoștințelor, evident. O ocazie de a revizui și de a mai... Da. De a-ți mai împrospăta informațiile acumulate și pe parcursul anului școlar. Și sunt în echipă, sunt copii, în general au fost aleși de niveluri diferite. Un copil de clasa 9, unul de clasa 10, unul de clasa 11, unul de a 12. Exact, asta e structura echipelor. Da. Și mai ales pentru cei care sunt a 12 și se apropie așa de... Sunt în linie dreaptă spre examenul de bacalaureat.
Cu atât mai de apreciată implicarea și a celor de clasa 12, care au o mulțime de alte griji, dar care au acceptat provocarea de a participa la concursul de cultură generală de Best. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și pentru că ne-ați ajutat să aflăm cine se va întrece cu cine în semifinalele competiției. Sunt sigur că vor fi emoții mari pe scenă, în culise, acasă, dar ăsta e rostul unui concurs adevărat care mobilizează multă lume. Deci vă mulțumesc în egală măsură pentru participare la emisiune și pentru implicarea în acest proiect frumos dedicat liceenilor din județul Prahova. Mulțumesc. Și vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit. Până data viitoare vă doresc absolut toate cele bune.